În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preasfinția voastră, Părinte, Episcop Vicar Damaschin, iubite frate într-o Hristos și împreună lucrător în Via Domnului din Moldova, în al preasfinții și preasfinții părinți, domnule ministru secretar de stat pentru culte, distinse autorități, iubiți frați preoți, cinstit cin monahal, iubiți credincioși. În lăuntrul dumnezeieștii liturghii, la începutul căreia ne aflăm, Părintele Damaschin a fost hirotonit prin puterea Duhului Sfânt într-o anghereu. Luăm parte la un moment rar întâlnit în viața bisericii. Suceava nu a mai avut parte de un asemenea ceas binecuvântat de când înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen a fost hirotonit arhiereu cu multe decenii în urmă. Acum, la Sfânta Liturghie, înainte de rostirea Evangheliei, am ascultat cuvântul către romani al Sfântului Apostol Pavel, care ne cere a gândi la fel unii pentru alții, după Iisus Hristos. A gândi conform gândului lui Hristos, a avea gândul lui Hristos în legătură cu hirotonia într-un arhiereu și în legătură cu slujirea arhierească în biserică, iată ceea ce îi dorim noi astăzi preasfințitului episcop vicar Damaschin Dorneanu. A avea gândul lui Hristos echivalează, după cuvântul rostit al Sfântului Apostol Pavel, tot astăzi la Sfânta Liturghie, echivalează așadar cu harul nădejdii, izvorât din răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi. Răbdarea și mângâierea constituie definiția stării de arhiereu. Începând de astăzi, preasfințitul episcop Damaschin urcă și mai sus pe muntele mângâierii întru Duhul Sfânt. Ca arhiereu are posibilitatea, în cel mai de foc grad, să guste cât de bun și cât de dulce este Domnul. Mantia arhierească îl acoperă cu valurile nesfârșite ale Duhului Sfânt, curcând cascadă peste dânsul. Acestea îl apără, îl ocrotesc, îi dau putere, îi oferă spații nesfârșite și adânci de bucurie duhovnicească. De la înălțimea arhieriei, are posibilitatea să vadă întinderile fără hotar ale bisericii, să vadă viața unor preoți, călugări și credincioși mireni, care trăiesc discret, dar real, viața în Hristos, dobândirea Duhului Sfânt și iubirea lui Dumnezeu Tatăl. Coborând de pe tabor, Hristos spune ucenicilor săi că El va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși, care îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Arhiereul, chip și prelungirea lui Hristos Dumnezeu omul, trece foarte repede de la starea de tabor la cea de Golgota. Uneori revine pe tabor pentru a cobori cât mai repede de pe el în agonia din Ghetsimani. În viața sa personală și în slujirea bisericii, arhiereul este chemat să cunoască experiența lărgimii și lungimii, înălțimii și adâncimii căii lui Hristos, cel mort și înviat. Lumina taborică și durerea răstignirii alternează de-a lungul slujirii arhierești. Bucuria de a crede în Dumnezeu, cum spune Sfântul Pavel, este dublată de privilegiul de a pătimi pentru El. Faptul de a pătimi pentru Dumnezeu este condiția stării arhierești, este pâinea cea de toate zilele a arhiereului
pâine spre ființă. Urmându-L pe Hristos în Ghetsimani și urcând împreună cu El pe Golgota, arhiereul este chemat să trăiască prin Hristos, prin puterea Lui, tragedia lumii ca pe tragedia sa proprie și personală, cum mărturisește un duhovnic din zilele noastre. Arhiereasca mucenicie, căci despre mucenicie este vorba, se arată în faptul că episcopul este urmașul apostolilor, pe care Sfântul Pavel îi descrie astfel: prin slavă și necinste, prin laudă și defăimare. Purtându-și crucea arhieriei, episcopul este întâmpinat adesea, după cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, cu ocară și asupriri, cu cuvinte grele, zeflemele de la cei mici, unele făcute cu gând rău, altele pe bună dreptate, mustrări nedrepte și nemeritate și din partea celor mari și din partea celor mai mici decât dânsul. Cea mai mare greutate în viața arhiereului, ca de altfel pentru orice creștin adevărat, este legată de Duhul Lumii, care încearcă să pătrundă în inimă și suflet, în cuget și în rărunchi, prin orice fisură. Activismul pastoral, eventualele realizări economice, edilitare, sociale sau educaționale, considerate ca reușite personale, laudele multe fățarnice venite din partea oamenilor, relația uneori neadecvată cu puternicii zilei, sunt tot atâtea căi prin care Duhul Lumii, adică al celui viclean, se așează în străfundurile ființei episcopului. Într-o atare situație, episcopul este chemat să lupte pentru a dobândi sentimentul nimicniciei proprii, al neputințelor personale. Lumea nu începe cu tine și nu se sfârșește cu tine, spunea adesea Patriarhul Teoctist, adresându-se arhiereilor din jurul său. Conștiința propriilor slăbiciuni, încercări de tot felul și mai ales rugăciunea pentru iertarea propriilor păcate și ale păstoriților, deschid larg porțile ca Duhului Dumnezeu, nu Duhul Lumii, să se sălășluiască în adâncul de taină al episcopului. În acest sens, cuvântul Sfântului Apostol Pavel către Corinteni constituie izvor continuu pentru ca arhiereul să nu cadă în cea mai grea ispită, aceea de a fi stăpânit de Duhul acestei lumi. Episcopul, pe orice treaptă de slujire s-ar afla, este chemat să-și fundamenteze viața și lucrarea, spune Sfântul Pavel, nu pe înțelepciunea cuvântului, ci pe crucea lui Hristos. Nu în înțelepciunea înțelepților și în știința celor păcătoși, și în Hristos cel răstignit. Nu în cele tari, ci în cele slabe ale lumii. Nu în cele ce sunt, ci în cele ce nu sunt. Nu în cuvinte de înduplecare ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului. Nu în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. Într-o scrisoare adresată unui arhiereu în anul 2002, Părintele Rafael Noica mărturisește că, citez, vremea este ca biserica să se întoarcă într-o ale sale, să ne reînvățăm, să avem mai multă încredere în Dumnezeu decât în cele văzute și mai la îndemână, și să ne sprijinim mai mult pe mijloacele lui Dumnezeu decât pe mijloacele acestei lumi. Cum vom fi lui Dumnezeu biserică
și mireasă Hristosului său, se întreabă marele duhovnic și răspunde pentru sine, pentru toți creștinii și mai ales pentru arhiereu. Este nevoie, zice el, ca mai ales noi, fețele bisericești, să osebim vremea în care ne aflăm istoric, spre a lucra împreună cu Dumnezeu în via Lui și să tragem în aceeași direcție cu El. Acum, continuă El, va trebui să se lămurească credința noastră. Acum se va vedea în sfârșit ce va fi fost biserică și ce nu, ce anume va rămâne neclătinat de porțile iadului și ce va trebui să cadă. Vom fi nevoiți, continuă el, să ne vedem făcuți de râs și de rușine. Și pe noi și iubita noastră biserică, și tot ce avem mai scump și mai sfânt, să răbdăm ocări și prigoane din afară, iar din lăuntru zmintiri, poticniri și vânzări. Scrisoarea către arhiereu, din care am citat o parte, a părintelui Rafael, precum și textul rugăciunii unui arhiereu pentru vrăjmașii săi, alcătuită de Sfântul Nicolae Velimirovici, ar trebui să șadă la locul de pravilă al fiecărui arhiereu, preot, călugăr sau credincios mirean, alături de Sfânta Scriptură, filocalie, psaltire sau ceaslov. Greutatea vieții de arhiereu, greutatea vieții de creștin, nu trebuie totuși să ne înspăimânte. Voi, copii, spunea Sfântul Ioan Evanghelistul, adresându-se creștinilor, sunteți din Dumnezeu și mai mare este Dumnezeu cel ce se află în voi decât cel ce este în lume. Nu vă temeți, Hristos a înviat, rostea adesea Părintele Sofronie, tată după Duh al Părintelui Rafael și fiu duhovnicesc al Sfântului Siluan Atonitul. Chiar dacă noi creștinii suntem ca o picătură de apă care încearcă să înainteze împotriva curentului într-un mare râu, este absolut necesar să nu pierdem direcția, și anume Hristos, cale, adevăr și viață. Îndrăzniți, eu am biruit lumea, adică Duhul Lumii, zice Hristos. Biruința lui Hristos asupra Duhului Lumii este moștenirea cea mai de preț pentru arhiereu. Este apa cea vie din care ar trebui să se adape orice slujitor al bisericii, orice creștin. Înrădăcinarea în biruința lui Hristos asupra Duhului Lumii îl transformă pe arhiereu și pe tot creștinul, cum spune Sfântul Pavel, din om firesc în om duhovnicesc, care judecă totul duhovnicește. El devine omul lui Hristos, cum mărturisea Părintele Arsenie Papacioc, duhovnicul multor arhierei, cu o condiție, spune el, să te smerești cu adevărat. Simplu, dar extrem de greu. Greu, dar absolut necesar. Adevărata cale a unui stăpân, iar arhiereului ne adresăm prin vlădică, adică stăpân, este să slujească, să se coboare, să fie cel mai mic pentru a fi cel mai mare. Dacă nu are acest gând altoit puternic pe starea sa de arhiereu, Dumnezeu, din iubire pentru el, îngăduie să fie zmerit de alții, să fie făcut cel din urmă, priveliște îngerilor și oamenilor. Prin smeriri repetate și prin ispitiri spre mândrie,
prin zile senine și ani de furtună, prin răstigniri continue și străfulgerări taborice, arhiereul își poartă crucea. Bucurându-se de cinstea pe care i-o dau oamenii, el este chemat a medita la slăbiciunea lui în fiecare zi și la faptul că Hristos nu a luat încă chip de plin în el și în păstoriții săi. Monah prin propria alegere și arhiereu prin alegerea Sfântului Sinod, episcopul poartă lăuntric și exterior ca milafca monahală, dar și mitra împărătească, metaniile de rugăciune, dar și cârja episcopală. Adresăm rugăciune stăruitoare Atotputernicului și Atotțitorului Dumnezeu să-L întărească, să-L ocrotească, să-L binecuvinteze pe robul său, Părintele Episcop Vicar Damaschin, într-o cele ale voii sale, pentru slujire smerită și curajoasă, răbdătoare și demnă în Biserica lui Hristos. La această rugăciune se adaugă ierarhii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, toți ierarhii Sfântului Sinod, toți preoții și credincioșii, toți monahii și monahiile, pentru ca înalt preasfințitul Arhiepiscop Pimen, ajutat acum de preasfințitul Părinte Episcop Vicar Damaschin Dorneanul, să-și continue lucrarea de arhipăstor în Sfânta Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu rod duhovnicesc bogat, spre slava preasfintei treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.